GTA 5 și o tonă de alte jocuri super ieftine pe g2a.com, linkul în descriere. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life. De data asta nu mai suntem pe server de hard, băgăm și noi câteva episoade de Hades, după aia un episod sau două de Zeus și așa mai departe. O să băgăm episoade de Zeus puțin mai târziu, să zic așa, când se strâng mai mulți playeri acolo, ca să fie caterică, să fie mișto, pentru că eu citesc comentariile și am văzut că nu prea v-au plăcut episoadele de pe Zeus, în afară de alea două care au fost geniale, alea speciale de Crăciun, cu avionul, cu astea, alea chiar a fost bombă, dar asta cu gunoiul a fost, să zic așa, într-un fel plictisitor, că nu erau foarte mulți playeri pe server și, na, înțeleg și eu. Vă înțeleg durerea. Astăzi suntem pe Hades 2, practic, și ne jucăm cu polițistul. Asta dăm pe ulița de sus direct. Ulița de sus direct, de ce mă întrebi? Bagă și sirena ca să fie bine, să nu fie rău. Așa. Deci, da. Oricum, la Zeus mai trebuie lucrat puțin. Puțin la economie și la câteva joburi se meargă totul perfect. Dar serverul, vă garantez eu că o să fie un server super mega șmecher și să fie totul forțichis, forțichis. Până atunci, băgăm și noi pe Hades. Să fie bine, să nu fie rău. Nu mai aduc sirena pe aici. Hai, puțin mai departe sirena. Aute colegii. Aute colegii, de ce mă întrebi? Trageți pe dreapta. Alo. O, să treci, șefule, scuză. Salut, coleg. Bună seara, Pedofilescu Virgil de la Poliția Română, sunt chestor general. Bună, aveți, bună seara, domnul chestor. Cu cine am plăcerea, domnule, de a vorbi? Cu agent principal român de la Poliția Română. Am înțeles. Domnul Roma, aveți droguri, domnul, la dumneavoastră? Aoleu. Nu, domnul, am numai câteva plamine aici în buzunar de la confiscate. Nu, nu, nu vindeți droguri. Mai devreme. Nu. Eu nu vând droguri. Bine, domn. Eu așa am auzit despre dumneavoastră. Te zic mult în oraș. Ăsta a avut înainte probleme. Acum mult timp. Că și păstra droguri în portbagaj, nu le vindea, dar le păstra în portbagaj în caz că e dat afară din poliție să aibă droguri să vândă după aia sau ceva chestii. Oricum, o prostie. Și acum am zis să fac și eu puțin necaterincă. Puțin haz de necaz. Da. Hai să mergem pe ulița de jos, să dăm un raid, să vedem ce se întâmplă pe acolo. Apropo, legat de hack-uri, chestii trestii, manevre, știu că în ultimul timp au fost probleme mari cu hacker și chestii de genul. Stați liniștiți, nu am stat degeaba. Eu și cred că n-am stat foarte mult, mai ales cred că și-a cumpărat omul hack-ul. Cred că și-a cumpărat hack-ul ca să intre pe el, să vadă care sunt spawnurile obiectelor și așa mai departe. Și am stat amândoi foarte târziu ca să adăugăm cod cu cod la fiecare lucru pe care putea spawna hackerii și așa mai departe, la nave spațiale și așa mai departe și na, am rezolvat-o într-un final cu chestia asta, dar mai mergeau clonele și clonele erau cele mai nasoare, dar oamenii de la 5M au băgat și ei un update, iar în momentul ăsta dacă intri cu hack, ai reușit să intri cumva cu hack, pentru că n-ar mai trebui să mai poți. Atunci când vrei să bagi hack-ul ar trebui să-ți dea crash instant, să nu mai meargă deloc. Dar dacă ai reușit tu cumva să faci să meargă hack-ul, îți primești bani foarte rapid și nu primești bani pe serverul meu. Bine, primești bani și pe serverul meu pentru că te prindem, bineînțeles. Dar primești bani direct global, direct de la 5M. Și nu prea să mai poți juca pe niciun server din lume. Și nu o zic doar așa. Sunt atâtea dovezi, puteți intra și pe forumul de la 5M unde se discută în larg despre această problemă. Bineînțeles că oamenii o să facă update la bypass-ul ăla care este pentru hack, cum ar veni bypass, ca să treacă de anticheat.
Dar oamenii de la 5M la fel au zis că o să lucreze și să bage update-uri pentru bypass-urile alea ca să nu meargă hack-urile la fel foarte, foarte des, deci ar trebui să nu mai avem probleme sau cel puțin un timp să nu mai avem probleme, că după aia vin iar hackerii. Dar când au venit hackerii din nou după ce au rezolvat ei cu bypass-urile alea, atunci la fel și 5M or să bage update nou ca să-i să-i oprească să nu mai fie niciun fel de problem. În momentul de față filmez imediat după ce s-a băgat anticheat-ul. Și nu e vorba că n-am mai filmat pe Hades din cauza că erau codați, pentru că codații au fost banați toți, mai erau doar câțiva care și l-au cumpărat, să spunem, recent și au intrat și pe aia au fost și ei banați, deci am stat, frate, foarte mult ca să bană la playeri non-stop. La hack-uri și așa mai departe, am umplut lista de banuri. Deci nu am stat degeaba niciunul dintre admini, nici eu. Am stat și am banat la ei non-stop. Până au rămas băieții mei fără conturi de 5M ca să intre pe server. Așa. Ca idee, în momentul de față ar trebui să fie bine. Să nu mai existe probleme cu hackeri, cu chestii, cu manevre, deci ar trebui să avem o experiență bună pe server, ache. În legătură cu persoanele cu hack care vor neapărat să mă apuc eu să fac un video de hate sau de dramă, de chestii de genul, eu v-am zis de la început, de când am creat canalul ăsta, și puteți să vă uitați în urmă în primele videouri acolo, că nu o să existe nici un video măcar în care să mă cert cu cineva pe video sau să critic pe cineva, să înjur în video sau nu știu ce dracu, nu o să existe niciun video de genul pe canalul ăsta. Pe canalul ăsta se postează doar GTA Real Life și alte jocuri, bineînțeles, unboxing-uri, o să urmeze și alea, și bineînțeles live-uri și așa mai departe. Ce postez de obicei, dar pe canalul ăsta nu o să mai fie niciun video cum am avut și înainte pe canalul meu, cu certuri sau chestii de genul. Dacă mă enervează careva, încerc să rezolv problema în privat, în discuție privată pe Discord sau mai știu eu ce. Și na, să nu ne spălăm, să zic așa, rufele în public. Înțelegeți? Dacă persoana cu care am vorbit înregistrează, pentru că s-a întâmplat să înregistreze, cu toate că i-am spus că o să fie o discuție privată, dar na, oamenii au nevoie de vizualizări și o să posteze discuții cu mine sau mai știu eu ce pana mea. Dacă o să posteze, eu sper să posteze toată discuția ca să înțelegeți și voi care e treaba și ce a urmărit acea persoană să scoată de la mine anumite cuvinte care nu aveau niciun sens. Dar, ce să zic. Per total, serverul merge bine. Ia uite mă, o limuzină. Care e, mă, cu limuzina asta? A, nu e limuzină. Așa mi s-a părut mie că era mai înalt. Mi s-a părut că e limuzină, mâncați. Ok, per total, ne ocupăm, vreau să-mi văd de treaba mea și atât, nu mă mai, ia uite, e picture-te acolo. Ia uite, bă, și ăsta e canalul vechi, mă, mâncați. Uite, mă, că am o amintire, mă, și aici. Poză de pe canalul vechi. Nu știu ce episod este ăsta. Nu pot vedea ce episod e ăla, dar văd că este live-ul 338 acolo. Episodul 180. Episodul 180, mă, prietene. L-a văzut până la urmă. Na. Și după cum am spus, nu vreau să am de-a face cu nimeni, nu vreau să mă cer cu nimeni. Dacă oamenii au ceva cu mine, asta înseamnă că ei m-au privit dintr-un alt punct de vedere și au impresia că sunt arogant, figurant sau mai știu ce, dar eu încerc să fiu o persoană cât mai ok cu toată lumea. Dacă oamenii sunt răi cu mine, și eu sunt la fel, că nu pot să-l las pe ăla să mă jure de morți și eu să stau să ignor absolut tot. Tocmai de asta am zis că rezolv problemele în privat și așa mai departe. În fine, ca să continuăm și să scăpăm de această negativitate de pe acest server. Ce mașină? Hai mă, lasă-mă în pace, vezi zi treaba ta. Bună seara, Pedofilescu Virgil de la Poliția Română, sunt chestor general. V-aș juca frumos să coborâți din mașină pe Petru. V-aș juca frumos să coborâți din mașină pe Petru. Imediat, domnule.
Da, am impresia că aveți radio pornit, că mă aud de două ori sau ceva, nu știu, și microfon pe acolo, sau de tare. Sunteți ok? Imediat, domnul, stați Sunteți puțin că ok? acum al stâng. Da, domnul, sunt ok. What the fuck? Da, uite cineva care o să fie banat, dar bineînțeles că se despaunează chestiile astea. Așa. Ok, domnule. O să... O să... Nu știu, care-i treaba? De ce? Nu Ce știu, aveți care la treaba, uși? ce Vă aveți la la bătaie cineva sau ce se vă întâmplă? rog la bătăie cineva sau ce Nu, domnule, m-am alunecat acolo și am căzut, domnule. Când se mă urc în mașină, domnule. Am parcat-o un pic greșit. Doru cu Lamborghini circulați, vă rog. Doru cu Lamborghini circulă, vă rog. Bun. Bună. Bună. Circulați, circulați. Circulați, circulați. Rezolvați, doamne, cu boxa portabilă sau Rezolvați ce se cu întâmplă? boxa portabilă sau ce Că se m-au de întâmplă. două ori. Imediat, Că m-au imediat. de Păi ce dracu, mă, nene? Da, ce s-a întâmplat mai devreme a fost un hacker. Da, domnul, s-a Care mi-a rezolvat. spawnat ceva în cap, dar bineînțeles că din cauza ticiului s-au despawnat chestiile alea. Așa, domne, ne auzim acum Așa, în domnule, weekend. ne auzim acum în weekend. Tot degeaba. De ce, domnule, de ce m-ați Tot degeaba. oprit? N-am făcut nimic. Așa. Deci Așa. Deci eu va... Da, mă, frumos. Eu ăla cred Da, că mă, e frumos. hacker. Pe azi, bă, nu merge cu hack. Așa că o să intru direct în el. Te dați disconnect, om. Oricum am ID-ul lui pe video. Deci azi, bă, dacă nu merge hack-ul, eu o să intru cu mașina în ăsta, domnule. Haideți, domnule, că avem și pe cineva care circulă ciudat rău de tot. Haideți pe dreapta și cu mine. Pe trotuar. Imediat, domnule. Haideți la mașină, domnule, cu fața la mașină, vă Haideți la rog frumos, mașină, faci un domnule, cu fața percheziție la mașină, vă micuț. rog frumos, faci un percheziție micuț. Am avut impresia că vă luați de domnul care era mai devreme, că spunea să-l lăsați în pace, să nu știu ce s-a întâmplat mai exact. Nu, domnule, nu ne-am luat de el, domnule. L-am întrebat ce face pe aici, de ce merge pe jos, domnule. Am vrut să-l ajut, m-am luat de el. Și am început să mă ajute. Egal, n-are. Am înțeles. Mașina vrea să se stricată sau ce s-a întâmplat? Mă, ce au mă frate ăștia? Da, alo. Ce au mă oamenii ăștia mă mâncați? Au luat o razna, domnule. Au luat tot razna, Domnul, m-a dat jos din mașină. Mi-am scuzat dacă v-am Am bușit. înțeles. Am înțeles. Aia, ăsta a fost din greșeală, dar ăsta de aici? Lamborghini Banagio scrie pe el. Ok, continuăm când mai este ceva interesant, important, ceva chestii. Ia să vedem, mă omor în fața poliției, ce? Ia spune, domnule, ce s-a întâmplat? Ce ați pățit, domnule? Ce facem asta? Duce sub pod. Domnule, nu prea înțeleg ce fac cu oamenii ăștia, mă jur. A sunat la poliție că îl bate în fața secției ca să vină polițistul Daniel, dar acolo e safe zone. Mamă, ce a intrat ăla în stâlpul ăla de pe pod. Holy fucking shit. A să luăm repede un Maserati de ăsta sau ceva. Și se merge că îl duce sub pod pe unul, dar nu știu ce s-a întâmplat. Haide, mă. Luăm blana pe aici, repede. Doamne, tu cosita. Mamă, cum merge Maseratiul ăsta, cum ia curbele, du-te dracu. E făcut mă prietene cu ea, curbele instantă și... Haide mă. E și sub care pot îl bagă, că nu înțeleg. El mă sună de la primărie. Mă sună de la primărie, mă, că îl bagă sub nu știu ce pod. Aici, pe undeva. Nu știu. Că pe acolo îi pot și ar fi mai aproape de unde sunt eu.
Dar cine știe unde-l duce? Copaș. Am încercat-o și eu. Ajutor, sunt la hacker. Hai mă, mașină proastă! Băi, băiatule! Ajutor, sunt la hacker. Am luat-o bine pe aici, da. Hai, Blanaus. Am uitat să pună și sirena. Dar eu nu am arme, ești nebun? Eu n-am arme, măi, mă duc fără arme, tu înțelegi? Deci mă duc fără arme, prietene. O încercăm așa, poate scăpăm omul ăla. Aolo, domne. Ajutor. Domnul. Domnul. Unde e domnul ăla? M-a lăsat aici, a fugit. E pe pod. Am văzut că a fugit pe pod. Haideți, domnule, ridicați-vă repede. Domnul. Ridicați-vă repede și haideți mașina la mine. Haideți repede, vrea, domnule. Hai de capul meu. E pe pod, domnul. Unde e domnul pe pod? Nu știu, era un Ferrari Portofino, parcă. Unul galben. Ferrari Portofino galben? Da, da. Domnule, știi care, știi care e treaba? Eu am venit să vă ajut, dar eu nici măcar nu am arme, domnule, la mine. Uite-l, uite-l, trece, a trecut. Azi dau în urmărire, nu-i problemă. Puteți cobor, domnule, sunteți în siguranță aici. Mă duc să-mi iau arme din aici. Mi-a luat și bani, mi-a luat 2000. Ai de capul meu, îi recuperez eu, domne, acum. Mă duc să-mi iau arme, bă, că n-am arme, mă duc să prind infractori fără arme. Bă, tu înțelegi ce se întâmplă aici, nu e bine. Nu e bine. A pe pistol, nu vreau a pe pistol, că nu-mi place. Combat pistol. 100, flashlight 1, bam, nightstick 1, băgăm și tot ăsta, pam, shotgun. 100, bă, asta e mișto. Se merge 200. Smog grenade 15. Sniper rifle 15. Este rând. Ăla e. Avem arme. A fost luat o static. A fost preluat deja. Telefon. Servicii. I-am dat să chem întăriri, că nu știu unde este. Domnul. În ce scuze, doamne, am o urgență mare de tot. Sunteți în regulă acum, da? Ok. Da, dar nu mă prea bucur, mai am bani. Mă sună, mă, colegii mei? Uite-l pe la galben! Uite-l pe la galben, mă! Unde te duci? Trageți pe dreapta, domne, ușor un pic. Mergeți foarte repede, domne. Da, domn. Știu, domne, că mă grăbeam să vând mașina, că a zis clientul că pleacă din oraș. Da, mâinile sus, imediat. Fața la mașină. Gata, domnule, gata. Fără nicio mișcare bruscă, vă rog frumos. Nu mă mișc, domnule. Dacă v-ați mișcat, am tras. Nu m-am mișcat, domnul, promit că nu mă mișc. Vă urmăresc de ceva timp, domne. Cum, domne? Păi de ce mă urmăresc? Ați luat un om, o state, nu? L-a lăsat acolo, la clădirea aia de... Cum se numește? Ce om, domne? Ce om static? Eu livrez taco și apă, domne. Da, domne. Da, domne, n-am luat niciun om static. Deschideți și mie pe bagajul mașinii un pic. Păi nu e, domne, că nu e mașina mea asta. Aul. Un coleg, dacă vreți, îl sun. Nu e nevoie, domne. Haideți cu mine în mașină, vă rog. Dau decât un telefon și ajunge în 2 secunde aici. Nu e nevoie. Eu sunt mai nou așa în oraș. Am venit acum, vin după în Los Santos. Am stat aici în România. Ia uzi. Mi-am împrumutat și mie mașina asta până fac niște bani, așa că el mai are un Lamborghini. Da, domne. Da, domne. Conduc totul legal, n-am arme, n-am nimic. Mhm.
Stați-mi o secundă aici. Telefon, anunț, poliție. Cel care a fost răpit de feră galben este aștept. Vă recunosc infractorul, păi nu? Nu, haideți că am reușit să deschid geamul cu degetul. Mă dați pe mine jos de aici? Aveți, domnule, răbdare. Vă deschide imediat. Mă dorm mâine, domnule. Aveți grijă la cap, vă rog frumos. Haideți în secție. Nu mă știu, ăsta roșu era sau altcineva? Domnul Roșu, dumneavoastră este zonă de mai devreme? Eu acum am venit, vreau să dau și o declarație. Așteptați în afara secției un pic până vine un alt coleg, vă rog. Bine, domnul, vine. Aici la mine, vă rog frumos, domne. Domne? Da, domnul. Dumneavoastră ați fost zonă mai devreme? Eu merg să mă schimb printr-o tură de noapte. Am înțeles. Lasă-te pe domnul care... Am văzut un afiș pe un gard pe aici că m-ați dat în urmărire. Sau ceva, un anunț. Da, domne, v-am dat în urmărire, da. Păi de ce, domne? Pentru că ați răpit un om și l-ați lăsat acolo sub pod și după aia i-a luat și 2000 de dolari. N-am răpit, domne, niciun om. Am 400 de dolari toți banii. A fost mașina dată în urmărire, domnule, dumneavoastră vă aflați în mașina aia. Haideți după mine, vă rog frumos. Aolea, deci mi-a tras țeapă prietenul ăsta al meu. Ia auzi. Fața la perete acolo, vă rog. E clară situația, doamne, cu el. Ați face o percheziție, micuțu? Vorbesc eu cu el, faceți, domnul, vorbesc eu cu el. Să vedem ce facem. Ha, băgăm ei. Dă-mă armele, mă, n-arbă arme, omul. Mă scuzați. N-are nici legat. Dacă am leșinat așa. Vezi, doamne, oprește-ți telefonul la secția de poliție, te rog frumos. Dă-l măcar pe Steinem. L-am dat pe mod avion. Văd că n-aveți nimic la dumneavoastră, doamne, dar nu știu unde e domnul care... N-am, doamne, n-au zis că livrez taco și apă. Păi, doamne, a trecut o ambulanță pe aici, poate s-a întâmplat ceva cu el. O fi la spital. Nu știu, doamne, unde... Hei, mămăsita! Poți să depun. Domnule, l-așteptăm, mai dați un anunț, poate vine, mai așteptăm. Vedeți mai... colegul că ăla care are chestia aia pe față tot cântă de ceva timp. E ca doamna aia care cânta în spital. Na 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 na. Bă, mirosul ăsta din secția, aș vrea. Nu știu, domne, care e domnul la care a fost răpit de dumneavoastră, nu mai țin. Stați, domne, că dau eu acum un anunț, dați-mi cătușele jos în ziarul orașului, poate să-mi răspundă. L-am pe Facebook, cred că cum îl cheamă. Chemați proprietarul mașinii, vă rog frumos, aici. Stați, domne, că îl cheamă. Haideți înapoi secție și așteptăm acolo. Cum? Gata, domne, să închideți ușile, să nu ziceți că plec undeva. Nu e problemă. Să-mi bag puța, frate, am plecat. Auziți, domnul, da. Nu mai faceți așa că mă dor urechile, că pot aparat auditiv. Ce vrei, domnule? Mă aud tare, domnule, vorbesc tare? Da, domne, numai că mă dor urechile. Spuneți, domnul Roșu, aveți ceva de declarat? Da, m-a sunat ăla, mă, eu sunt aici leșinat, nu pot veni. Cu cea mai mare plăcere. Așa, domnule, un BMW X5 Cream. Haideți, domnule, să chemați proprietarul mașinii. Mă după un munte să-mi ia. Păi, dar sunt cam legal la mâini, domnule, nu știu să folosesc telefonul legal la mâini. Vedeți că l-am acolo pus în mână, dar nu merge să-l folosesc. Și eu am reușit să scap, domnule, și am venit aici la secție. Colegu? Da, colegu. Am și eu nevoie de puțin ajutor aici, la mine, în birou. Cea mai mare plăcere. Vin acolo, domne? Da, domnule, aici. Vine, domne, acum vin. Luați unul. Dar mă mai țineți mult legal la mâini, că mă dor mâinile. Lângă domnul ți-o împing acolo. Și mie cătușele astea jos.
Colegul ăsta știu cu taserul pe el în caz că mișcă să îl pui la pământ. Nu, doamne, mă pun și eu jos să stau, că văd că aveți canapea de piele, e frumoasă. Scoate și tu taserul, colegul. Nu, doamne, că eu fac infarct aici, vreau să mă... Scoate mă la taserul. Colegul, ne auzim? Da. Nu vedeți, domnul, că l-are acolo în mână, eu îl văd. L-ai în mână, eu nu văd, domne, și de-asta. L-are, domne, l-are în mână. Ia, domne. Pun și aici frumos. Sun acum proprietarul mașinii. E de preferat să vină și cu mașina, dacă tot, că știi unde e. Dar prea... Nu, stați că stau așa, că îmi place mai mult să stau jos. E prea cald pe problem. Pe ea. Iar hacker. Domnule, dar de ce sunteți un safe? Stați, domnule, liniștit, că nu sunt niciun safe. Se par dumneavoastră. A, cred că halucinație, nu știu, cred că a fost taco. E, domnule, de la taco ăla stricat. Da, domnule, dar toate am făcut până aici. Mă, hackeri, dar dacă nu merge, n-ai ce să... Cred că e de la vinul ăla. Stați așa, sun aici. Domnule, plecați, domnule, de la geam. Abi! Ce faceți, domnule, că mi-a închis ăsta? Vă rog frumos să părăsiți secția, vă rog frumos, chiar în momentul ăsta. Bine, domnule, bine. Aute că s-a ridicat băiatul meu, stă pe vine, nu știu ce să... Asta chiar nu cred că are... Olu, n-are teaser pentru că e în fucking secția de poliție și e safe zone. Bă, sunt prost câteodată. M-am uitat. A răspuns, gata, domnule, domnule, vine acum cu el. Să vină, da, cu domnule, mașina, domnule. Vine, domnule, am spus să vină cu mașina, să o aducă. Stați că mi-e prea frig aici jos. Stați să mă ridic și eu. Anunțuri poliție. Domnul... Domne, dar la... știu că l-ați dat povărul meu afară din oraș, ce a făcut? Săracul de el e blocat în Las Vegas acum. L-ați dat afară din România, ce din oraș? Nu știu, domnule, l-ați dat pe nimeni afară, domnule, vorbim despre asta altă dată sau vorbiți cu domn primar, nu cu mine. Bine, domnule. Vorbești și cu domn primar, domne, dar mă gândeam că-l cunoașteți. Așteptăm să vină... Să vină proprietarul mașinii, da? Așteptăm, domne, acum să sperăm că nu mă înfund aici. Ce e, domne, tu ești la care m-a așa, domne, mine de jafuri. Hai, domne, acolo liniștit, lasă omul să vorbească. Domne, ăsta este domnul? Nu. Nu e, domne. Nu e. Dar era tot Ferrari galben, domne, nu? Domne, v-am spus. Poftim? Era un Ferrari galben sau ce era? Da. Azi că vine acum și proprietarul Ferrari-ului. Faceți-vă o poză, vă rog frumos. Vreau o poză, vreau o poză. Mai vine, domnule, ăla cu Ferrari-ul? Stai, domne, că-l mai sun o dată, el zise că vine. Îl așteptăm. Luați un loc acolo până atunci, vă rog. Da, oh, bine. Aici credeam că mă las aici. A venit, domne, gata? Rămân aici. Ziua. Mă, bulangiule, tu-mi dai mie Ferrari? Și după dată în urmărire? Ăsta cu păroșul. Mâinile sus, domnule, mâinile sus, mâinile sus, imediat. Fața acolo, fața pe teșghea. El este, domnule, uitați-vă bine la fața lui. Dar nu prea ai văzut fața. Da, domnule, el e. El e? Da. Ia auzi, domnule. M-a luat acolo. Mi-a furat 1000. Nu ți-am furat niciun ban, boss. Bă, și Ferrari-ul ăla ce e cu el? Că eu am auzit că e dat în urmărire. L-am împrumutat de la niște cămătari, domnule. Mi-a zis că îmi dau și mie cu chirie și... Haideți după mine, domnul cu părul roșu, vă rog frumos. Domnul cu părul roșu, vă rog frumos. Domnul Costu, sunteți liber, domnule. Domnule, că vă așteptam să mai vorbim despre prietenul meu. Ne vedem aici. Prietenul dumneavoastră a fost eliberat de acolo, domnule, de la... cum se numește, graniță. De la închisoare? Poate bine, gata. Eu bine, domnul, mulțumesc. Așa, domnule. Fața la perete acolo, vă rog, facem o percheziție rapidă.
Mă, n-au nimic, mă, ăștia, păi bine, a stat 5 ani, poate să se sinucidă, să pierdă arme sau nu știu, abar n-am. Care treaba, dar omul l-a recunoscut. Dom'le, mai devreme l-ați jefuit pe domnul care era acolo în secție, v-a recunoscut, bineînțeles. I-ați luat $2000, așa mi-a zis. Și eu v-am urmărit de atunci, v-am tot urmărit să vă prind, domnule. Da, doamne, într-adevăr. Deci vă recunoașteți fapta. Da, domnule, este adevărat, îmi recunosc fapta și îmi pare foarte rău. Colegul, am primit acum un apel că un coleg de-a nostru i-a luat o stație. Merge acolo, colegul, merge acolo. Verific și te chem și pe tine. Okay. Da, verifică și chem. Domnule, vreau și eu să te ajut. Și dumneavoastră m-ați ajutat. Haideți la mine, vă rog. Domnul. O să dau sentință minimă pentru că nu a fost... Domnul. Nu l-ați ucis, domnul. Nu l-ați rănit pe domnul de acolo. Iar la dumneavoastră domnul, nu aveți nicio armă în momentul de față. Domnule, vrem să-l iertăm pe domnul. Domnule, mergeți vă rog frumos afară de secție. Vrem să-l iertăm pe domnul. Afară de secție, vă rog frumos. Haideți, domnul, că-l iertăm. Lăsați-l în pace. Vă retrageți plângerea doamne pentru el? Da. Ați vorbit cu domnul aici și ne-am înțeles, dacă mie nu mi-ați făcut nimic. Da, pentru $2000, domne, da. A fost nimeni rănit. Domnule, deci vă retrageți plângerea? Eu vorbesc cu domnul în bluza asta gri acum. Eu nu mă bag, domnule, că n-am pățit nimic. Domnule, dacă își retrage plângerea, eu îi dau drumul. Perfect. N-a avut nici arme la el. Doar că mă speria răs pe mine acolo, vreau și o taco și apă și ceva curăm. E frumos. Ce se face? Bagă ceva. Tu vezi de la cine mai îndai mașină că iese urât data viitoare. Nu mă mai mă oprește poliția așa mereu. Ce să faci, domne? Asta e. Ne facem și noi treaba cum putem, nu? Păi da, domne, dar dacă știam și eu că e dată în urmărire, mai bine cumpăram o bicicletă ceva. Domnul mi s-a părut că va fura cineva mașina. Bună, și bicicleta. Nu, a luat-o colegul meu, cred. Uite, mă, și Ferrari-ul. Ok, locația acolo, ce să ajung și repede. Am. Luăm tot Maserati. Bă, bun îndragi, mă, Maserati-ul ăsta, să mor eu. Așa. Hai să fie blana os, pe sistemul dus. Trebuie la repede. Acum am și armă, deci... Nu, nu! Hai de capul meu. Mai merge? Mai merge, mi-am spart gura și nebun. Aici, colegul. Acolo venea colegul. Hai că am acceptat pe GPS și mi-a rupt și gurița un pic. A stricat tot. Am înțeles, domnul. V-am zis să nu faceți nicio mișcare pentru că colegul dumneavoastră este cu... Păi atunci acolo, deci dacă ați făcut o mișcare, o să moară. Unde e Dune? Că vreau să-l văd și eu că e în viață. Au luat ăsta ăla care are microfonul cu el. Este în viață. Vreau să-l aud. Da, domnule, este plecat aici într-o excursie mică, deci v-aș ruga să veniți dumneavoastră, numai dumneavoastră cu mine, ceilalți să părăsească zona. Deci tu unde domnule? Dați arma pentru că nu am încredere. Veniți cu mine, domnule, nu e nicio problemă. Dumneavoastră aveți armă în mână, domnule. Vreau să las arma jos. Stați liniștit, domnule. Dumneavoastră aveți cuțit, am și o lanternă. Stați, domnule, că mă orbiți. Dați cu ea acolo în ochi. Haideți cu mine, domnule. Dar are microfonul groaznic, e foarte enervant, da?
Asta e, până la urmă, da. Haideți, domnul, urcați cu mine, mașina aici. Acum urcă, domnul. Acum urcă, domnul. Da. Nu, nu, celălalt să rămână aici. Deci, vine cu mine, domnule, suntem în patru mile împreună. Suntem în patru mile împreună. Rămâne nicăieri. Rămâne nicăieri. Mergem orice facem pentru că facem pentru că nu. Da, dar o să vă iau armele. Deci acolo nu aveți voie cu arme. Ca să mă asigur. Adică voi aveți arme, noi nu avem arme sau cum? Nu, nu, stați liniștit că nu se întâmple nimic. Deci totul este controlat. Dacă v-am promis că nu se întâmple nimic, nu se întâmple. Bine, domnule, haideți să mergem. V-aș ruga frumos să-mi dați armele. O dau doar eu. Colegul o să rămână cu arme. Nici colegul, deci acolo nu o să mergem cu arme, niciunul. Dar unde mergem, domnule, acolo? Dar unde mergem, domnule, acolo, mai exact? Păi, pe acolo, domnule, o să primesc banii și o să vă luați colegul. Ascultați-mă, secundă, noi nu lăsăm nicio armă jos. Nu o să riscăm viețile a doi polițiști, să încercăm să scăpăm viața unuia. Am înțeles. Adică ne riscăm noi doi viața, ne lăsăm și fără arme ca să ce? Da, da, am înțeles. Colegul... Deci în două minute, dacă vezi că nu mai răspund, știi ce să faci. Am înțeles, domnule. Haideți deci, să ne întâlnim undeva pe o... Într-o zonă neutră. Nu, nu, domnule. Întâlnirea o fac eu, nu o faceți dumneavoastră. Vedeți? Nu am nicio dovadă pe care îl aveți pe colegul nostru, deci am să mă tinez. Am înțeles. O să vă dea... O să-i dea căscuța colegului și o să vorbească două secunde cu dumneavoastră să vedeți că este adevărat. Dacă vreți, după cum am spus, ne întâlnim într-o zonă neutră care nimeni nu are pistoale, arme sau mă știe ce. Am înțeles, domnul. O să vi-l aduc la primărie, domnul, acolo. O să chem și primarul să vadă primarul că... Da, da, da. Este adevărat. Hai cu legul să mergem de aici. Am înțeles. Colegul, deci să înțeleg, a fost o scenare, nu? Presupun că da, colegul nu mai dă niciun semn. Noi am venit la primărie, am venit într-o zonă neutră, dar văd că oamenii nu mai vin, deci... A vrut doar să ne... Bună ziua! Ia cumva. Nu prea a reușit. Bine, colegul, hai că e târziu, hai să ne retragem noi până la secție. Duceți-vă la somn, gata. Poate vine, poate da, interzi, da. Poate l-o duc departe. Eu mai stau măcar 5 minute. Nu iau mașina de personală și mă retrag eu. Doamna polițist. Mă scuzați. Spuneți, domnule. Sunt nou în oraș. Da, oamenii au vrut să ne tragă țeapă. Eu zic că am făcut o alegere bună că nu m-am dus. Spuneți și voi în comentarii ce părere aveți. Pentru că nu știam sigur dacă... Dacă e pe bune sau dacă nu e pe bune toată șmecheria. Le-am zis că dacă vor să ne întâlnim să aducă colegul într-o zonă neutră. Unde să nu ne putem împușca sau mă știu ce. Într-o zonă safe. Ca să negociem pentru el. Și, aparent, n-au mai zis nimic. Deci a vrut să fie un scenare ca să ne prindă pe amândoi sau doar pe mine. Ca mai apoi să-și continue planul cu ce aveau e de făcut cu... cum se numește? Cu ostaticul, să devin eu ostaticul, cum ar veni. Adică de asta vreau, de asta au vrut să mă cheme singur inițial. Sau pe amândoi, dar fără arme, gen... O chestie mai ciudățică. Păi doamnă, fraților, cam asta a fost cu episodul de astăzi, cam lunguț episodul, dar eu zic că a fost mișto, a fost ceva acțiune și a fost și Caterinca. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, bineînțeles, dați și voi un share, lăsați-mi un comentariu cu părerea voastră despre episod,
Turul camerei s-ar putea să vină astăzi pentru că trebuie să fac curățenie generală ca să nu se vadă groaznic în casă, că mai am și uite. Este. Trebuie să fac și un pic de curățenie și pe aia veni și turul camerei, nu vă faceți griji. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată încă o dată și ne vedem data viitoare. Ciao. Hei, dacă ți-a plăcut video, nu uita să apeși butonul de like, apreciez enorm. Dacă vrei să te uiți și la alte videouri, click chiar aici pentru videoul anterior sau aici pentru video random. Iar dacă îți place canalul, abonează-te chiar acum. Click pe fața mea. Gen, știu că poți face asta, am încredere în tine.